CSM Ploiești are gimnastă de gală. Duminică, în capitală, a avut loc gala gimnasticii ritmice românești. Cu această ocazie, forul bucureștean de specialitate le-a premiat pe medaliatele la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene, precum și pe cele mai bune 10 sportive ale anului 2018. În top 10 se află și 3 reprezentante ale CSM-ului. Cea mai tare gimnastă municipală din 2018 este Denisa Stoian. Sportiva ocupă poziția a 3-a a ierarhiei, Miruna Ciocârlan fiind a 5-a, iar Sabina Enache pe locul al 8-lea a ierarhiei întocmite de Federația Română de Gimnastică Ritmică. De asemenea, antrenoarea Simona Puiu a fost premiată pentru performanțele deosebite din acest an, culminând cu calificarea pe care Denisa Stoian a obținut-o la Jocurile Olimpice de tineret de la Buenos Aires, din luna octombrie. Reprezentantele CSM-ului au fost prezente la eveniment după ultima evoluție din acest an, tocmai la piramide. Denisa Stoian și Miruna Ciocârlan au reușit să cucerească 6 medalii, dintre care 2 de argint și 4 de bronz la prima ediție a Heliopolis Tournament, de la Cairo. Întrecerea din Egipt a avut la start peste 40 de sportive la categoria junioare, fiecare gimnastă prezentând câte 3 obiecte în concurs, de-a lungul celor 2 zile. Denisa a obținut medalia de argint la cerc și a avut note bune la minge și măciuci, iar Miruna a cucerit medalia de bronz la toate cele 3 obiecte prezentate, minge, măciuci și panglică. În urma acestor performanțe, cele 2 sportive ale CSM Ploiești au urcat pe podiumul de la individual compus, Denisa ocupând locul al 2-lea, iar Miruna pe cel de-al 3-lea.